Biroul permanent județean al Partidului Democrat Liberal Dâmbovița, întrunit în ședință în seara zilei de 26 martie, a decis să inițieze demersurile necesare pentru demiterea în bloc a Consiliului de Administrație și a conducerii executive a companiei de apă. Într-un comunicat de presă pe această temă se arată, cităm, PDL Dâmbovița invită toate forțele politice reprezentate în Consiliul Local Municipal Târgoviște și în Consiliul Județean să sprijine demersurile partidului în acest sens. În caz contrar, Partidul Democrat Liberal va organiza în zilele următoare un meeting de protest împotriva conducerii companiei de apă, la care îi invităm să participe pe toți cetățenii grav afectați de incompetența și indiferența conducerii acestei instituții, care a băgat în spital zeci de persoane din Aninoasa, Viforâta și Săteni. Am încheiat citatul. În comunicat se mai arată că biroul permanent județean al PDL Dâmbovița a decis să retragă sprijinul politic reprezentanților PDL Târgoviște din Consiliul de Administrație al Companiei de Apă.